Cea mai mare nebunie, păgânătate și rătăcire de la adevăr este aceea de a crede cineva că sufletul omului după moarte intră în alte trupuri de dobitoace, de fiare, de păsări și așa mai departe. În toată învățătura dumnezeieștilor scripturi, a Evangheliei lui Hristos, în învățăturile sfinților apostoli și ale sfinților părinți, nu găsim vreo mărturie despre această rătăcită și sprucată învățătură. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în dumnezeiasca sa Evanghelie, ne arată unde merg sufletele oamenilor după moarte zicând: și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și s-a înmormântat. Apoi, arătând unde s-a dus, zice: și în iad, ridicându-și ochii săi, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Iată deci unde merg sufletele oamenilor drepți și păcătoși după moarte: în rai sau sânul lui Avraam, cei drepți, sau în iad, cei păcătoși, unde a mers și bogatul cel nemilostiv. De unde dar a ieșit această nebunie diavolească de a se crede că sufletele oamenilor după moarte se duc în alte trupuri? De unde a ieșit această nebună rătăcire că omul moare de mai multe ori și intră în diferite trupuri? Oare cei ce gândesc această nebunie nu-l aud pe marele apostol Pavel, care zice: și precum este rânduit oamenilor ca odată să moară, iar după aceasta să fie judecată? Oare nu aud acești rătăciți de la adevăr ce zice dumnezeiasca Scriptură? Ca pulbere să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a dat. Vedem dar destul de luminat că odată i s-a dat omului să moară și atunci trupul se întoarce în pământ, iar sufletul se întoarce la Dumnezeu, la Cel ce l-a dat pe el. Și nu arată că ar merge prin alte trupuri, cum bănuiesc cei stricați la minte și la înțelegere. Odată moare omul cu trupul său și odată va fi învierea morților. Auzi ce zice Domnul: nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. De unde a ieșit această nebunie și păgânătate să se creadă că sufletul oamenilor după moarte intră în alte trupuri? Oare nu auzim ce zice marele apostol Pavel? Că știm că dacă acest cort, locuința noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică în ceruri? Unii din cei rătăciți cu această nebunie cred că omul s-ar naște de mai multe ori cu trupul și, auzind că Sfântul Ioan Botezătorul ar fi Ilie, au întrebat pe Sfântul Ioan Botezătorul, zicând: dar cine ești tu? Ești Ilie? Zisa el: nu sunt. Apoi iar l-au întrebat: ești tu prorocul? Și a răspuns: nu. Deci au zis lui: cine ești tu? Ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis, adică fariseilor. Ce spui tu despre tine însuți? Iar el le-a zis: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Vezi cum dumnezeescul și marele proroc Ioan Botezătorul
a stupat gurile lor și a înfruntat părerile cele nebune ale fariseilor. Că Ilie s-ar fi întrupat în persoana Sfântului Ioan Botezătorul? Da, este adevărat că despre Sfântul Ioan Botezătorul s-a scris că va merge înaintea Domnului cu Duhul și cu puterea lui Ilie, dar nu că se va încarna în el Ilie prorocul. Așa trebuie înțelese cele ce a zis Domnul. Și dacă voi să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Anume că Sfântul Ioan Botezătorul a venit cu râvna și credința prorocului Ilie și nu era el Ilie reîncarnat. Fiindcă marele proroc Ilie va veni înainte de venirea a doua a Domnului, după cum a zis Domnul, Ilie într-adevăr va veni și va așeza la loc toate. Da, va veni marele proroc Ilie mai înainte de venirea a doua a Domnului, dar nu cu un alt trup, ci cu al lui, cu care s-a înălțat la cer cu căruța și cu caii de foc, așa cum l-a văzut Elisei. Așadar, și Sfântul Ioan Botezătorul a venit cu credința și cu râvna lui Ilie, dar nu cu alt trup, ci cu trupul său, cu care s-a născut din Sfânta Elisabeta. Și Ilie va veni înainte de venirea a doua a Domnului, dar nu cu alt trup, ci cu al său, cu care s-a înălțat la cer și nu cu trup reîncarnat. Noi știm, din dumnezeiasca Scriptură, că trupul nostru se întoarce când murim în pământ, precum a fost. Și Duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat pe el. Marele Apostol Pavel ne arată că trupul nostru, acesta pe care îl purtăm, se va face țărână și nici de cum nu va arăta că sufletul nostru va intra în alte trupuri după moarte. Și Dumnezeescul Părinte Efrem Sirul arată că nu este cu putință ca după ce se duce cineva din această viață, iarăși să se mai întoarcă în alte trupuri. Și iarăși zice acest Dumnezeu Părinte Efrem Sirul: mare frică este atunci, mare cutremur, mare taină, când ne vom duce din veacul acesta la veacul cel nemărginit, de unde nimeni nu s-a mai întors. Vai și amar de cei ce părăsesc sfânta și dreapta credință în Iisus Hristos, Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru, și se iau după religiile cele păgâne ale budismului și ale hinduismului, care învață nebunia și rătăcirea cea mai stricată și păgână a reîncarnării și a mutării sufletului după moartea trupului în alte trupuri. Budismul este o religie fără Dumnezeu. Budismul lasă deci pe om propriilor sale puteri și propriilor sale lupte neputincioase cu răul. Religia budistă, pe drept cuvânt, a fost calificată ca ateistă. La fel și religia hinduistă nu are o doctrină bine conturată despre Dumnezeu și despre lume sau despre raporturile dintre Dumnezeu și om și despre destinul uman. Iată ce zice Iov: dacă Dumnezeu ar lua înapoi la sine Duhul Său și suflarea Sa, toate făpturile ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Apoi dacă adevărul este acesta și noi cei zidiți din pământ, după moarte în pământ mergem și nu în alte trupuri, atunci de unde au luat oamenii cei stricați la minte și înșelați de draci, că sufletul omului după moarte intră în alte trupuri, până ce se va curăți ca să intre în nirvana, adică raiul păgânilor și rătăciților de la adevăr, budiști și hinduiști? Care religie este mai veche și mai adevărată decât a patriarhilor? A lui Adam, a lui Set, a lui Noe, a lui Avraam, care au fost sfinți văzători de Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul și pe om și toate cele văzute și nevăzute.
și care din acești mari și sfinți oameni ai lui Dumnezeu a lăsat vreo învățătură că sufletele oamenilor după moarte vor intra în alte trupuri spre a se curăți de păcate. Câtă nebunie este pentru un creștin să creadă în aceste drăcești învățături tocmai astăzi, când Evanghelia lui Hristos strălucește mai mult decât soarele în lume. Să lase lumina Evangheliei lui Hristos și să creadă în învățăturile cele drăcești și păgâne și să se ducă în întunericul dracilor și a slujirii de idoli. Oare acești oameni stricați la minte și diavoli nu aud pe Duhul Sfânt că sufletul omului este duh ce trece și nu se mai întoarce? De unde au luat blestemații păgânii această spurcată învățătură că sufletul omului după moarte se întoarce și intră în alte trupuri? Noi știm din Sfânta Evanghelie și din învățăturile Marelui Apostol Pavel că toți vom sta înaintea divanului lui Iisus Hristos, la înfricoșata judecată cea de-apoi, ca să dăm seama de cele ce am lucrat prin trupul pe care îl avem și nu prin alte trupuri, cum hulesc păgânii cei înșelați de diavol. Nu aflăm în toată Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură vreun loc în care să scrie că noi după moarte vom da seama de cele ce am lucrat în mai multe trupuri prin care am trecut, cât am trăit pe acest pământ și numai prin acest trup cu care ne-am născut și am trăit în lume. Câtă nebunie și rătăcire drăcească în capul vreunui om să creadă că Hristos, Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, ar fi înviat și s-ar fi proslăvit după învierea sa cu alt trup și nu cu cel cu care s-a născut din preacurata și preasfânta Fecioară Maria. Noi avem atâtea dovezi sfinte despre patima și învierea lui Hristos, care s-a proslăvit în al său trup și nu în altul. Noi știm că toate popoarele lumii se vor judeca de Hristos, păgânii după legea conștiinței lor și legea zidirii, iudeii după legea lui Moise, iar creștinii după Evanghelie. Dar nimeni în Sfânta Scriptură nu scrie că ne va judeca Buddha sau Brahma sau Krishna sau alți idoli și slujitori ai demonilor și că vom fi întrebați de acești diavoli pentru cele ce am greșit în mai multe trupuri prin care am trecut când eram în această viață. Cei ce cred aceste nebunii ale întunericului vor merge împreună cu diavoli în ziua judecății cele de apoi, în muncile cele veșnice. După cum zice Sfântul Apostol Iuda, în a sa Sfântă Epistolă, numind pe acești păgâni valuri sălbatice ale mării, care își spumegă rușinea lor, stele rătăcitoare, cărora întunericul întunericului li se păstrează în veșnicie. Dar și Enoch, al șaptelea de la Adam, a prorocit despre aceștia zicând: iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Lui, ca să facă judecată împotriva tuturor și să mustre pe toți nelegiuiții de toate faptele nelegiuirilor, în care au făcut fără de lege, și de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoși, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui. Iar Dumnezeescul și Marele Apostol și Evanghelist Ioan, arătând iarăși că toți cei ce nu cred în Mântuitorul nostru Iisus Hristos sunt antichriști, zice: cine este mincinosul, fără numai cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristos? Acesta este antichristul. Și dacă atunci când predica, Marele Evanghelist Ioan arăta că erau mulți antichriști, oare ce să zicem acum, când atâția atei tăgăduiesc dumnezeirea lui Hristos? Este adevărat că acum creștinismul s-a înmulțit pe fața pământului, dar și păgânii și ateii care tăgăduiesc dumnezeirea și învățătura lui Hristos nu sunt puțini.
Din aceștia fac parte și cei înșelați de religiile cele păgâne și diavolești, care cred în reîncarnarea trupurilor și care zic că sufletul omului după moarte se mută în alte trupuri de dobitoace, de fiare, de păsări și așa mai departe. Aceștia cu nimic nu se deosebesc de păgâni, de atei și de diavol, care se silesc să strice scripturile cele sfinte și adevărul din ele și să ducă la rătăcire pe cei pe care îi pot înșela cu minciunile lor. Ca niciodată acum s-au mulțit cei răi, ateii, sectarii rătăciți și înșelători, și este mare nevoie, mai mult ca oricând, de a se predica adevărul Evangheliei lui Hristos cu mare râvnă în lumea creștină de azi, deoarece foarte mulți din cei credincioși s-au întunecat și s-au rătăcit de la adevăr. Atâta vreme n-am avut religia în școală și biserica n-a avut libertatea de a predica adevărul și de a mărturisi tot ce trebuia pentru îndreptarea și luminarea sufletelor creștinești. În vederea acestor lucruri, zic aceste cuvinte. Să ajute prea bunul și prea înduratul Dumnezeu pe toți preoții și misionarii ortodoxi, să predice cât mai cu râvnă și stăruință în sfintele biserici și oriunde este nevoie, în trei feluri. Cu mâna, cu gura și cu pilda vieții lor. Cu mâna să scrie, cu gura să predice adevărul, iar cu trăirea să dea pildă bună celor ce îi văd și îi aud. Nimeni să nu se sfiască, a spune adevărul în fața celor credincioși, măcar de n-au ajuns cu fapta la cele ce învață pe alții. Că zice un cuvios părinte, nu voi mustra aspru pe cel ce învață și nu face, căci am văzut de multe ori că lipsa lucrului celui ce învață și nu face, am plinit-o folosul cuvântului său. De asemenea, în Scolia de la Cuvântul 9, capitolul 16, de la Scara Dumnezeescului Părinte Ioan Scăraru, preacucernicul Părinte Profesor Dumitru Stăniloae spune următoarele. Sfântul Ioan Scărarul nu condamnă așa simplu pe cei ce laudă ceea ce nu fac ei, ci recunoaște că unori aceștia sunt folosiți de cuvintele lor, care nu se acoperă însă cu faptele lor, căci de multe ori cuvintele omului nu sunt ale lui, ci sunt ale lui Dumnezeu, care îl silește să vorbească prin conștiința lui. În acest caz, prin cuvintele ce le rostesc unii, își predică sau li se predică și lor, sau din voința de a încălzi pe alții, pentru un lucru bun, se încălzesc și pe ei înșiși. Sau căldura cu care primesc alții cuvintele rostite de ei se întinde și la ei. Scolia Sfântului Nil zice, trebuie să spună cele bune și cel ce nu face, ca să înceapă, rușinat de vorbe, să săvârșească fapte. Să ne aducem aminte și de pedeapsa celui ce luase un singur talent pe care l-a îngropat în pământ și a zis către cel ce îl dăduse, Doamne, Te-am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Și temându-mă, m-am dus de-am ascuns talentul tău în pământ. Iată, aici este al tău. Și răspunzând stăpânul său i-a zis, Slugă vicleană și leneșă, știai că secer de unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat. Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Apoi a zis, luați de la el talentul și îl dați celui ce are 10 talanți. Iar pe sluga netrebnică, aruncați-o în întunericul cel de mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și iarăși voi zice către cei înșelați de demoni și de păgâneștile religii care rătăcesc pe cei ce nu cunosc adevărul Sfintei Scripturi
și spun că sufletul omului după moarte se duce în alte trupuri. Să audă acești rătăciți ce zice dumnezeiescul Iov. Lasă-mă să mă odihnesc puțin, mai înainte de a merge de unde nu mă voi mai întoarce. În pământul întunecos și neguros, în pământul întunericului celui veșnic. Și în alt loc zice, căci acești puțini ani se vor scurge și voi apuca pe un drum de pe care nu mă voi mai întoarce. Și iarăși zice, dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că el, în ziua aceea de pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea ce se destramă. Și iarăși, că știu că moartea mă va surpa, căci casa tot muritorul este pământul. Deci nicăieri nu spune acest sfânt și mare om al lui Dumnezeu Iov și nu arată că după moarte sufletul omului mai intră în alte trupuri, cum hulesc blestemații cei rătăciți de la adevăr. Feriți-vă cu toată puterea de a crede aceste nebunii și rătăcire ale reîncarnării și mutarea sufletelor în alte trupuri. Căci aceste afirmații sunt cu totul drăcești, nebune și rătăcite de la adevăr. Amin. Și precum este oamenilor, odată să moară, iar după aceea să fie judecată. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și s-a mormântat. Că știu că moartea mă va surpa, căci casa tot muritorul este pământul.